cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Iar așa am rămas fără cafea. Mi-a pus-o cineva departe ca să nu cumva să greșim să bem mai multă cafea decât ar fi nevoie la această oră matinală. Astăzi, în continuarea discuțiilor noastre de săptămâna aceasta, chiar și în continuarea celei de ieri, vom vorbi despre comunicare. Comunicare la nivel de autorități locale. De ce vorbim despre comunicare? Pentru că între ce comunică autoritățile și ceea ce se întâmplă în realitate, distanța este de la cer la pământ și de obicei lucrurile sunt manipulate. O să spuneți ce e vreo noutate? Nu e nicio noutate. Vă garantez că nu este nicio noutate. Problema nu este de noutate. Problema este de gravitate. Și este, problema este de... pleacă de la modul în care niște persoane... eu spun că sunt pline de bune intenții, că n-am nicio probă contrarie. Încearcă să arate că trăim într-o societate profund implicată, ca să folosim un termen de pe vremea lui Neanicu, în tot ce se întâmplă în jurul ei. Țineți minte scandalul cu parcările. Deci a fost scandalul cu parcările, prefectul a atacat, băieții de la primărie au pornit o nouă dezbatere publică și probabil din dorința de a arăta că în jurul acestei idei există o mare majoritate de pietreni care vor să meargă pe acest drum al parcărilor de la primărie, care va trece prin parking, societatea parking, cea care își pierduse dreptul, dar acum revine pe cai mari. Apropo, cred că e singura societate de parcare din țară care își lua serviciul ăla de blocare, își lua liber de vinerea până lunea. Deci dacă venea unul și parca pe locul tău vinerea, putea stea liniștit până luni, că nu venea nimeni să-l blocheze de acolo, dacă nu îi spărgeai tu geam. Închidem paranteza. Și ce s-a întâmplat? Colegii din presă au scris și au și publicat niște chestii apropo de cum se manipulează. Eu fac și distribuție în acest moment, fac mai multe lucruri. Cum se manipulează un sondaj de opinie? Nu că ar fi o noutate. Noi care lucrăm în zona asta știm că nu este o noutate. Dar de data aceasta au fost publicate și niște mesaje de pe WhatsApp. Primarul Carabelea ar fi dat dispoziție, ordin, nici nu știu cum să-i spun, ca cei din serviciile subordonate, din societățile primăriei, să voteze pentru această chestie. Evident, o să spuneți că nu li s-a dat ordin cum să voteze. Probabil că nu li s-a dat ordin cum să voteze. Dar, tu ca primar să pui pe un grup de WhatsApp și să spui vă rog, vreau situații, o găsesc acum, da? O să găsesc. Da. Vreau până mâine, ora 17, un raport pe fiecare departament, entitate, cu numărul persoanelor care au votat în platforma de consultări. O să spuneți, domnul primar vrea participare, corect. Acum, despre participare, aș vrea să vă spun că, într-adevăr, ea este redusă.
într-un oraș ca Piatra Neamțu și nu numai într-un oraș ca Piatra Neamțu, ea s-a văzut de la alegeri. Oamenii s-au retras în carapacea lor pentru că n-au avut altă alternativă. Nu s-au dus la vot pentru că n-au vrut să voteze, fiind nemulțumiți de ceea ce li se oferă. În condițiile astea a putut un personaj precum Răzvan Cuc să ia voturi multe la Piatra Neamț. Era absolut indiferent aproape cum votez. Lumea s-a retras, nu participă. De ce nu participă? Pentru că nu mai are încredere în autorități și în politicieni. Ori, dacă tu încerci acum să spui că a venit lume în jurul tău și a votat obligându-ți funcționarii și să voteze, se cheamă că măsluiești un sondaj, să-i spunem. Mă rog. Este acest lucru condamnabil? Evident că este condamnabil. Dar eu vă spun că așa se întâmplă peste tot. Însă modul în care au răspuns funcționarii la așa ceva, în loc să spună ceva de mamă pe grupul ăla, sau de tată, sau de nu știu ce, este absolut jenant. Și arată ceea ce spun eu de foarte mult timp. Și nu numai eu, și toți colegii din presă și oamenii care se uită la fenomen. Buba acolo este. Funcționari obedienți, care nu sunt obedienți față de lege sau față de comunitate, ci întotdeauna față de șef. Sau șefi, că mulți au doi șefi. Unui șeful instituției și altui șeful care l-a pus acolo. Și de multe ori nu sunt aceiași. Și atunci el e obedient și față de unul și față de celălalt. Țineți minte pe Panaite? Era prefect. Și în înregistrările care erau, mă rog, nu știu dacă el purta tehnica sau alții purtau tehnica, apropo de cum negociază el între Ștefan și Arsene ca să recupereze suma aia de 100.000 de euro, la ambii le spunea șeful. Bine, erau grade diferite de slugărnicie. Dar erau acolo. Deci, el era fostul trezorier al lui Ștefan pe vremea când era la partid, acum omul lui Arsene, și avea datorii și la Ștefan și îi slujea pe ambii. Haideți să ne întoarcem la a noastră. Cum spun băieții ăștia, cum răspund? Se face raportarea de pe timpul cincinarelor lui Ceaușescu. Se apele. Toată structura a votat în platforma de consultări. Cine știe ce înseamnă se apele, să-mi spună. Se apele serviciu publică locală, ceva, probabil. Urmează. Și biroul comunicare a votat. DDIP. DDIP. Votat integral, cu liniuță, ca să fie lucrurile clare. GIS. Votat integral. Fac precizarea că aceste mesaje au fost publicate pe ziar Piatra Neamț. Ca să recunoaștem meritul celor care au făcut-o. Bun, răspunsul primarului. Mulțumesc, aștept prezentate aici situațiile de la toate departamentele din primărie, poliție locală, DTI, DAS și societăți. Urmează. Serviciul cadastru, să trăiți, a votat integral. Până la sfârșitul zilei de ieri, la DTI, Direcția Taxe și Impozite, votaseră 32 de persoane. SPCLEP. Ăștia cu pașapoartele, bănuiesc, nu greșesc? Buletinele. Au votat 21 de persoane din 23, 2 sunt în concediu de odihnă. E genial asta, concediu de odihnă. Adică dacă ei sunt în concediu de odihnă, au devenit cetățeni neinteresați de fenomen. Dacă erau la serviciu, la ordin. Adică, mă înțelegi? Da? Și urmează acum. Asta e cea mai tare. Și vine de la un serviciu care mie întotdeauna mi-a plăcut și vă rog să mă lăsați și pe mine să-mi adun vorbele,
pentru că mai am și alte lucruri de făcut în timp ce fac emisiunea. Deci, cei de la Serviciu Patrimoniu, aproape că îmi vine să mă ridic în picioare în fața unei asemenea, unui asemenea devotament față de cauza orașului, serviciu care, fie vorba între noi, este varză, a fost varză și care, spunea Liviu Harbuz, n-avea o situație a patrimoniului. Da, bănuiesc că toți sunt acolo, bine mersi, și acum aș fac datoria față de oraș, patrie și primar. Și spun așa, și Direcția Patrimoniu a votat cu un număr de 25 de persoane. Dar n-a fost suficient. La care se adaugă un număr de 23 de persoane apropiate. Așteptăm detalii. Cât de apropiate erau aceste persoane? Erau cumva ăia care n-au plătit, n-aveau contracte pe teritoriul municipiului și n-au plătit taxe și impozite din cauza asta, din vina funcționarilor de la patrimoniu? Că aia chiar sunt persoane apropiate, ar fi în stare să-i ajute pe cei de la patrimoniu să obțină mai multe voturi în sondaj. Deci, cei de la stare civilă și juridic, ăștia lucrează în procente. Au votat în proporție de 90%. Și alta tare de tot, la serviciu juridic, o persoană, cum să vă zic eu, a întâmpinat probleme tehnice. După ce aceste probleme vor fi rezolvate, va vota. Deci, o activitate intensă în sprijinul cetățeanului, o activitate care să ne arate nouă, celor care stăm pe margine și cârcotim, că avem totuși cetățeni implicați în toate inițiativele publice, cetățeni care, de acolo, de la locul lor de muncă, numit primăria Piatra Neamț, își fac datoria nu numai în calitate de funcționari obedienți, ci și în calitate de cetățeni ai acestui municipiu, atât de ajutat de natură și vitregit de conducători. Bun, o să spuneți, domne, faci din țânțară armăsar. Nu, nici vorbă, nici vorbă. Ce sunt de acord, cu ce sunt eu de acord aici, este că populația nu se mai implică. Dar de aici, până a face lucruri de genul ăsta, e distanță lungă și e, cum să spun eu, rușinică, cum se spunea la o emisiune de televiziune. Bine, am înțeles motivația. Că trebuia să fie mai multă lume care să spună că așa. Ne gândim acum cum a fost cu parcul, cu sondajul cu parcul. Oare tot funcționarii au făcut? Că se pare că funcționarii aveau când atribuțiunile de serviciu și asemenea lucruri. Dar, uite, Biroul Achiziții Publice a votat integral. Tot personalul de la birouri a votat, deci la poliția locală, tot personalul de la birouri a votat. Adică mi-l închipui pe domnul Pancu cât de important și interesant era când a spus acolo că e de acord cu inițiativa primăriei. Domnul Codiță, ei probabil că au votat împreună pentru că se știe că sunt foarte apropiați. Și toți cei de la birouri. Iar polițiștii stradali, operativi, iar din cei operativi, paranteză, polițiști stradali, ca să înțeleagă și domnul primar ce înseamnă operativi, închidem paranteza, în proporție de 50%. Probabil că erau aia 50%, aia care n-au votat, erau aia care sunt cu domnul Pancu în râcă. Da. Astăzi să nu mergeți la Direcția de Asistență Socială din Piatra Neamț, vor fi foarte ocupați. Ei au ședință de votare, pentru că spune așa, la DAS au votat 89 de salariați, se continuă votarea. Direcția economică, normal că e în procente, au votat 90% din salariați. Acum, lăsând gluma la o parte, aș vrea să le spun celor de la primărie că problema stă în felul următor. Degeaba
comunicați pe Facebook. Nu vă bagă nimeni în seamă decât vă băgați voi pe voi în seamă. Atât. Și este valabil și pentru Consiliul Județean și pentru alte primării. Vreți să știți ce se întâmplă cu adevărat în orașul ăsta? Coborâți din primărie și stați de vorbă cu oamenii, nu mergând în haită, cu fotograf după voi, cu camere de luat după voi și după aceea punând pe Facebook strângeri de mână prin cartiere. Nu vreți să știți ce se întâmplă? Mergeți și stați de vorbă cu oamenii. Eu i-am întrebat pe oameni, de exemplu, ce părere au despre această chestiune în zona unde locuiesc. O stradă îngustă, cu parcări, pe partea cealaltă teoretic nu se poate parca, dar se parchează că nu este loc. Și oamenii au zis așa, ce să facem? Păi ne rugăm de ani de zile să vină cineva să facă parcarea în spic. Sau, mă rog, nu știu dacă în spic, ei au spus în spic, nu știu, puțin oblică. De ce? Ca să poți ieși cu mașina din parcare când parchează ceilalți pe partea aia. Că n-ai cum să ieși. Și eu acum să mă duc să le votez ce? Mergeți pe teren și vedeți unde sunt amplasate parcări în curbe. Sau în botul curbelor. Mergeți pe teren și vedeți ce spun oamenii cu adevărat. Pe oamenii doare în fund, scuzați-mă, că n-am cum să vă spun altfel, de disputele dintre primărie și prefect. De cum sunt aceste șmecherii aranjate, bai parking, ba nu-i parking, bai lehăduș, ba nu-i lehăduș, bai primar, ba nu-i primar, bai mura, ăsta cum îl cheamă celălalt viceprimar, Marius. Da, mai contează. Sunt doi viceprimari, au stat acasă pe tuse după ce au fost suspendați, acum aș primesc banii. Corect, că au dreptul, pe lege. Atâta timp cât creați funcționari care răspund la comenzi, fără să gândească, fără să-și spună ce au ei de spus, că știți cum o să ne dăm seama? Când o să vedem rezultatele, de acum nu, dacă nu cumva vor fi și ele manipulate. Câți funcționari au spus că nu sunt de acord cu acest regulament propus de primărie? Asta e. Asta e. Știu că o să supere multă lume, din nou, dar așa stau lucrurile. Și așa au stat lucrurile în această zonă tot timpul, pentru că primarii noștri, președinții noștri și alții de genul lor au aceeași problemă. Ei vor ca atunci când dau un ordin să se execute. Să se execute. După aceea interesează dacă, ba, nu știți șeful, nu e legal, caută soluția. Caută soluția. Deci știți că, bă, tu nu înțelegi că caută soluția și s-a ajuns la aberații. Să plătească Vișan și cu Monda bani pentru fotbal, pentru un proiect de hotărâre pe care toată lumea știe că nu ei au vrut să-l promoveze. Ci șeful lor de atunci, primarul de atunci. Cum s-a întâmplat și la Consiliul Județean. Plătesc la Ignatovici Lazar, nu că n-ar trebui să mai plătească alte lucruri. Mititelu și cu Pruteanu, Pruteanu și-o merită, pentru că au executat un ordin. Bogdan, te rog frumos, vreau să iau o pauză de câteva secunde. Poți să pui cu sunet o filmare? Iar noi, părinții, adulții, suntem datori să Adidas de barcă, să copii în picioarele goale, sunt fotbal. Și acolo jos scrie ceva, un mesaj pe care președintele Ionel Arsene îl transmite tinerilor.
să lupte pentru visele și idealurile lor, cum a luptat și el, și le spune tinerilor că marile reușite nu vin mereu. Este nevoie de muncă, încredere, curaj și deseori de sprijin. Iar eu voi fi întotdeauna aici pentru ei. Mulțumesc frumos, Bogdan. Mesajul este foarte clar. Un om profund implicat în treburile societății, alături de tineret, alături de copii, alături de... Și el va fi tot timpul aici. Unde? Sus la stână, într-un cadru mirific, cu animale, cu caș, cu urdă, cu brânză. Serios? Ăsta este Arsene? Stați să vedeți filmul Județului. Ce oribilitate acolo. Și vorbim acum, ne întoarcem de unde am plecat, la comunicare. Păi Arsene deocamdată este condamnat în primă instanță la 8 ani și 4 luni pentru trafic de influență. Asta este mesajul pentru tineret. Nu ne mai legăm de alte povești vechi, mai mult sau mai puțin actuale pe site-uri. Ăsta este mesajul? Comunicarea pe Facebook, pe rețele sociale. Întotdeauna după asemenea chestii vine și reversul medaliei. Pentru că la un asemenea clip, bineînțeles că cei care sunt dușmani vor veni cu altceva. Cu ce se deosebește ce au făcut cei din primărie, funcționarii din primărie, cu funcționarii din Consiliul Județean, pe care în momentul când îi întreb ceva și au obligația să răspundă, spun, știți, nu putem, nu ne lasă șeful. Când Dita Mai, administratorul public, îl întrebi, știți, nu pot, că, știți, mă înțelegeți, că noi avem un regulament, regulamentul de la anul 1 al lui Soroceanu. Toți care au condus această țară și după aceea comunitățile locale au avut o problemă cu presa. Nu că presa n-ar fi așteptat să predea de cele mai multe ori. Cunosc pe unul care îmi spunea la un moment dat, pe vremea când era la începuturi, dom'le, pe mine nu mă cumpără niciunul. Cum să fac să mă cumpere cineva? Nu instituția de presă, ci pe persoană fizică. Deci, au avut o problemă cu presa. Nu neapărat cu cea națională, vorbesc de presa scrisă, ci cu cea locală. Pentru că cea locală ajungea direct la oameni. Și atunci au făcut tot ce au putut ca să o omoare. Și fac în continuare, nu vă faceți probleme. Fac în continuare. De ce? Din cauza asta. Pentru că au nevoie să n-ajungă mesaje la populație decât cum le aranjează ei. Și cazul de la primărie, de acum îl dăm deoparte. Așa fac toți. Toți. Dezbaterile publice sunt formale. Toate. De ce? Păi am trimis la 30.000 de oameni și n-au venit decât 8. Dar oare de ce n-au venit decât 8? Păi vă spunem noi de ce n-au venit decât 8. Pentru că lumea știe că degeaba se duce acolo. Se duce, spune, propune ceva. În cazuri fericite, acel ceva chiar intră în buget. După care urmează și pe mii de rectificări bugetare, care în momentul când apar, nu mai întreabă nimeni, băi, știi, au votat oamenii ăia să facem budă în locul centrului ăla de informare turistică, care e tot un fel de budă. În jur. Nu mai spune nimeni. La rectificare spune, luăm bani de la buget, de la prevederea bugetară X și îi mutăm la prevederea bugetară Y. Și consilierii votează că, na, rolul lor este să fie precum funcționarii din primărie. Obedienți. Că de-aia sunt pe listă. De-aia sunt pe listă. Și apropo de obediență, vreau să vă mai spun ceva, nu neapărat de obediență, de
societatea românească care se exprimă prin conducătorii ei. Ieri am asistat la depunerea de coroane la cimitir. A fost frumos, a fost... Na, au venit niște băieți îmbrăcați în uniforme, au venit niște oficiali care au avut niște coroane, probabil comandate undeva, au venit niște inși în uniforme că le-au purtat coroanele oficialilor și că așa e protocolul. Probabil se înjosește cineva să-și poarte singur coroana, dar probabil că așa e protocolul, nu discut. Da. Și m-am uitat. Au depus coroane, nu s-a dus nimeni să pună o floare și la ruși, alături, la sovietici, ca să fim corecți, la monumentul eroului sovietic. O să spuneți, cum rușii au atacat Ucraina, au făcut, au nu știu ce. Zic, da, eu am spus, ok, dar printre sovietici erau și ucrainieni. Măcar pentru ei, că au murit și ei. Adică, dom'le, nu avem un monument al soldatului german care a murit, că au murit și germani. Avem ăla al rușilor, ok, ne-au asuprit, ne-au furat. Se știe că eu nu sunt un fan al rușilor din multe motive, ba din potrivă. Dar e o chestie de... Așa, măcar simbolic o floare. Că nu erau numai ruși acolo, erau și ucrainieni, erau sovietici, cum s-ar spune, știți? Dar... Mai spunem ceva și ne oprim, că deja am bătut câmpii prea mult. Se vorbește că lumea nu participă la sondaje și la altceva. Da, pentru că noi urmăm exemple români. Noi nu suntem o societate proactivă. Noi suntem o societate reactivă. Și asta pleacă întotdeauna de sus. Dar cei care ne conduc, ați văzut România să aibă vreo părere a ei în ultimii 15 ani care să conteze la nivel european? Nu vorbesc mondial. Nu. Noi așteptăm să spună ceva Uniunea Europeană, după care ne aliniem că suntem partea Uniunii Europene. Corect. Suntem partea Uniunii Europene. În calitate de parte a Uniunii Europene, poți să-ți auzi glasul, să faci propuneri. Cum face Polonia? Cum a făcut Ungaria? Eu nu știu că au făcut bine ce au făcut, dar au făcut. Deși, după mine, în multe locuri n-au greșit. Nu, deci, președinte, prim-ministru, care sunt, a spus Licuriciu ceva. Venim și noi în siaj. Și atunci te mai mir că cetățeanul de la Piatra Neamț nu răspunde la inițiativele primăriei? N-ai de ce să te miri. Când trăiești într-o societate de genul ăsta, așa merg lucrurile. Dacă am supărat, îmi cer iertare. Dacă am deranjat, înseamnă că mi-am atins scopul. Pentru cei care încă mai cred că există democrație în România, vă spun să fiți sănătoși și să trăiți cu iluziile domniilor voastre. Nu mai există democrație de mult. De fapt, a fost un pospai de democrație și totul este frumos îmbalsamat. Hai să fim sănătoși cât mai putem, că suntem pe cont propriu, într-o țară, cum vă spuneam eu, deloc activă.